Salut, Pescar! Mă scuzați-mi puțin că am răgușit. Afară sunt deja minus 5 grade. Pentru mine e o problemă pescuitul la temperaturi chiar mai mici de 10 grade. Am niște probleme cu circulația. Cei care mă cunosc foarte bine știu treaba asta. Și poate o să vedeți și în filmările pe care le-am făcut. Sunt cu mânuși, cu toate că afară erau peste 5 grade. Am văzut că foarte mulți dintre voi pescuiesc chiar în aceste condiții și am niște probleme efective. Mă rog, îl am aici pe cățelușul meu drag, care îl cunoașteți deja. Fimei spune fulger, trăznet, paratrăznet. Eu îi spun particular. Și spun particularul pentru că la fel se uită și el cum se uită și alții care văd câte ceva, aud câte ceva, dar le intră pe ureche și le setă. Așa e, numai că el se uită, stă lângă mine de fiecare dată când arăt câte ceva, îi trece și merge mai departe. Acum vă recomand ca voi să ascultați bine ce vă zic. Sunt lucruri din experiență proprie, sunt lucruri pe care eu le testez, le încerc sau le dezvolt de fiecare dată când ies la pescuit. De cele mai multe ori știți că eu merg la pescuitul din barcă, dar pentru că știu bine că mulți dintre voi pescuiți de pe mal, am să încerc din ce în ce măsura posibilităților să dezvolt și această tehnică, să zic. Tehnică cu toate că este relativ apropiată de pescuitul din barcă, poate puțin trebuie abordată în anumite momente mai diferit. Și încep cu abordarea diferită din punct de vedere al echipamentelor, în sensul că pentru pescuitul de pe mal îți trebuie o lansetă ceva mai lungă pentru pescuitul din barcă. Cu toate că eu am pescuit mult și de pe mal, o lansetă de la 2,10 m în sus este suficient. Chiar și 2,10 se predează destul de bine. Acum, eu la ultima partidă am fost la shallow și vă spun sincer că, în mod normal, pescuitul la shallow, acum am văzut și eu, la rândul meu, sunt destul de reținut să ofer foarte multe detalii și asta în special pentru că tehnica este mai specială și ce am observat, sunt foarte mulți pescari pe care cred că și voi îi cunoașteți, care orice pește pe care îl prind, îl bagă la sacoș. Și nu mi-e frică că îmi prinde peștele meu, cu siguranță peștele meu acolo, ci mi-e frică că îi prinde peștele copilului meu sau poate al copilului vostru. Peștele care ar putea să depună măcar o dată. Asta e ideea. Dacă reținem un pește care trece de 40 de centimetri sau poate de 50 de centimetri, cum fac eu, acela are ocazia să se reproducă măcar o dată în viața lui și asta înseamnă mai departe specia să continue. Cu siguranță că și voi spuneți că nu noi suntem adevărata problemă, dar și aveți dreptate, dar și noi putem să contribuim la decimarea peștilor și am văzut că de multe ori se poate întâmpla treaba asta. Atunci de-aia e bine, măcar câtuși de puțin cât avem noi grijă, să eliberăm peștii pe care îi prindem. Bineînțeles, asta nu înseamnă să ducem și noi pești acasă. Da. Hai să trecem puțin la ce înseamnă tehnică, la ceea ce o să învățați și cu ocazia asta și cred că o să aveți de învățat. Poate ați văzut la, știu că eu folosesc o trusă, o cutie de genul ăsta pentru pescuitul din barcă și este foarte bună. Este un plano mai special cu 3 compartimente în care eu pot să mă organizez, un compartiment în care îmi țin mulinetele și diferite elemente mai mari, un alt compartiment în care îmi țin jigurile, iar în spatele lui unde îmi țin voblărele. Pe capac, de asemenea, în zona transparentă, am un întreg ansamblu de năluci, cele pe care eu le testez de cele mai multe ori și asta și vă încurajez pe voi în astfel de emisiuni, să le spunem, cu toate că e mult spus. Vă încurajez să încercați diferite tehnici și
în luci în care la un moment dat să vă aducă rezultatul. Ce important este ca de fiecare dată în care aveți un atac sau prindeți un pește, să rețineți acel detaliu, cum vă spun eu de fiecare dată. Și acum, așa cum vă ziceam, cutia eu o folosesc la barcă, dar la mal folosesc altceva. Și vi-l arăt și vouă. E vorba de un Rabala Urban Pack. Este un element care se poate pune pe corp, chiar așa, cu anumit cu cataramă. Sau, deci în jurul corpului, în jurul brâului, sau pur și simplu, de multe ori, eu mi-l pun exact ca și un rucsac, în genul ăsta. Vedeți, am aici plus, mi-l aduc în față, îl dau undeva într-o parte și pescuiesc foarte lejer. Urban Pack-ul se vede că e gândit de cineva care a practicat pescuitul sau care practică pescuitul. Rapala în spatele lui au mai mulți consultanți și vin cu diferite idei, cum o fac și eu. Sună în care există deschiderea să fiu ascultat. Și asta se vede că a fost desenat de un pescar, în sensul că fiecare cutie, fiecare element pus pe acest urban pack este foarte bine gândit. Aici, de exemplu, eu mi-am pus anumite ace pe care le folosesc în timp ce pescuiesc. Partea din mijloc, foarte generoasă ca spațiu. Mi-am pus cutiile cu boblere, jigurile, diferite gume, alte boblere pe care vreau să le încerc, diferite năluși puse în pungi. Nu sunt extrem de bine organizate, eu nefiind un organizator foarte bun pentru pescuit, dar se pot vedea că cu minimă atenție acestea pot fi distribuite în diferite buzunare, buzunărele, astfel încât să ai totul la îndemână și, bineînțeles, cel mai important să fie confortabil în momentul în care tu te deplasezi pe malul unui râu, pe malul unui lac, oriunde mergeți de pe mal. Deci Rabala Urban Pack vi recomand cu cea mai mare încredere. Acum, particular este aici. Uite așa, lângă mine. Aici am un Diaflash, o lansetă, un Diaflash de 2,70. O lansetă destul de lungă pentru pescuitul de pe mal. Este, ca să zic așa, maxima în care, cu care eu pescuiesc la 2,70 și vă recomand. O lansetă Diaflash-ul este, cum să zic, este extrem de specială. Puteți să folosiți teoretic orice lansetă care depășește 2,10 m. Ce e special aia care are o cameră, pe cum vedeți, de rezonanță mai mare și e important, este extrem de bine gândită pentru prindere. Acum, apropo de prindere, să știți că am văzut, eu pot de multe ori să identific, să văd un pescar bun numai din poziția în care ține lanseta mână. Și pot să mă uit de departe să recunosc, pentru că văd mulți pescari și cred că ați văzut și voi în care țin impropriu o lansetă de pescuit. Undeva ei sunt poziționați mult mai în spate față de mulinetă și recuperează, cu care e un mare dezavantaj, pentru că în general lansetele și mulinetele sunt gândite echilibrat, astfel încât în momentul în care am prins-o, ea se ține într-un echilibru perfect, să nu fie nici către partea din față, nici către partea din spate, ci să fie într-un echilibru. Mai mult, Shimano în ultima perioadă, chiar și la modelele de mulinetă mai ieftin, începând de la, nu știu, 200 și ceva de roni, cum ar fi Sahara, Sedona, Nasci, ca să nu mai vorbim de Stradic, de Twin Power sau renumita Stella. Toate au acest sistem gândit, G-Body se numește, un sistem în care centrul de greutate al mulinetei este adus mai aproape de lansetă pentru un echilibru mai bun și, cel mai important, pentru a distribui greutatea proporțional, astfel încât la fiecare lanseu să nu existe o debalansare a greutății și automat să presupună un efort mai mare. Aș vrea să vorbim puțin despre tehnica de pescuit și o să veniți în imagini.
Cel mai important ar trebui să începem cu începutul, să zic așa. Deci, eu folosesc un fir textil sufix 8 ori Carrier Bright, un fir foarte bun pe care vi recomand cu cea mai mare încredere. Am ales o dimensiune extrem de subțire, vorba de 0,1, deci 0,10, de fapt mai precis de 0,104. Și de ce? Și am să vă spun, întotdeauna eu caut să pescuiesc cu fire cât mai subțiri, mai ales de pe mare. Ok, dacă îmbarcă, să zic că nu am un foarte mare stres cu privirea dimensiunea firului, cu toate că și acolo eu prefer să pescui cu fire subțiri, dar nu vreau să iau un calcul. De pe mare am un avantaj enorm. Și o să vă spun despre ce e vorba. Un fir subțire întotdeauna mă va ajuta să arunc cât mai departe. Asta este definitiv. Cu cât el va fi mai subțire, cu atât trece mai ușor prin el. Un fir de calitate, de asemenea, cum este acest 8 Carrier Bright de la Sufix, fiind foarte rotund, bine executat, de asemenea mă ajută să mai câștig câțiva metri în plus. Atunci, de ce aleg firul subțire? Destul de simplu, pentru că în momentul în care am lanseul lung, dintre punctul de intrare, dintre punctul în care năluca mea ajunge pe substrat și până la punctul în care iese afară din apă, cu cât firul va fi mai subțire, cu atâta burta va fi mai scurtă. De ce? Pentru că e logic. Gândiți-vă, un fir mai gros va depune mai multă rezistență în apă și automat burta mea va fi mai mare. Având o burtă mai mare către poarta de ieșire, dar automat către semnalul către mine, atunci, bineînțeles că eu voi sesiza mult mai târziu. Gândiți-vă, burtă mare, mie îmi trage de nelucră și atunci burta nu mai îmi dă semnalul sau îmi dă un semnal mult mai întârziat sau mult mai puțin evident. Cu cât ele mai subțire, cu atâta voi avea incidența cât mai mică dintre punctul de intrare și nelucrare. Atunci ăsta e un argument extraordinar de bun. Bineînțeles, primul e acela lanseului și al doilea e acesta al punctului de incidență. Acum, ce vă recomand și vedeți și în filmare, în momentul în care ați lansat cât mai departe, că aia ne interesează să ajungem în zona cât mai adâncă, urmând să ajung, bineînțeles, în partea în care sunt eu poziționat pe mal, pe urcare, în momentul în care năluca atinge punctul de contact, să blochez firul și să mulinez foarte rapid. De ce? Ca în cazul în care vântul îndirecționează firul într-o parte sau în alta, eu să-l îndrept să fiu pe aceeași lungime, tocmai să nu crez și acolo o burtă. Asta e unul, deci voi recupera foarte repede ca să-mi întind firul cât mai bine între vârful lansetei și nălucă. Iar ulterior dau pick-up-ul peste cap și las năluca să se scufunde chiar în dreptul în care eu am întins firul. Dacă nu am vânt sau dacă am vânt din spate, se scoate din calcul această întindere a firului, ci pur și simplu arunc o lanseta, caut să fie burta cât mai mică, așa cum vă spuneam, și las ca firul să se deruleze, ținând totuși contact cu firul textil, cu firul cu care pescuiesc, ținând contact cu mâna, dar fără să-l blochez, ci numai să ne țin în timp. Care e logica asta? Dar în momentul în care năluca îmi coboară către substrat și am un atac undeva între ape, eu să simt imediat, pentru că eu am deja mâna pe fir și atunci simt în momentul în care voi avea un atac și bineînțeles înțeleg. La șalou sunt destul de rare cazurile în care îmi dă între ape, dar există, nu înseamnă că nu există. Dar gândiți-vă că acolo unde e șalou poate să fie și biban, poate să fie și ștucă, și e clar că bibanul și ștuca de mai multe ori decât șalou va sta undeva între ape. Acum depinde de diferite perioade, nu intrăm în detalii. Deci, ce îți recomand este să pui mâna pe fir, ții firul întins până ajunge la fundul apei și cum vedem că ajunge la fundul apei, e foarte simplu, vedem că firul se derulează, pleacă efectiv de pe suprafața apei, dacă nu văd foarte bine că sunt valuri, ci văd cum se derulează și firul pleacă și la un moment dat burta mea dintre vârful lansetei și până unde văd sau până la intrarea în apă, se creează o burtă. Asta înseamnă că firul a ajuns pe fundul apei. Atunci,
pun pick-up-ul la loc, întind firul puțin mai rapid, astfel încât să-mi creez o, să-mi creez un unghi cât mai apropiat de nulocă, ca să zic așa, și încep să recuperez. În prima fază, gândiți-vă că recuperările mele trebuie să fie relativ de amplificare mică, adică o să încep cu o tură de manivelă, o jumătate de tură de manivelă, câte puțin. De ce? Pentru că eu, oricât voi avea firul de subțire, voi avea o burtă, clar, mai mică sau mai mare, depinde de grosimea firului, voi avea o burtă între vârful lansetei și nălucă. Și atunci nu voi recupera foarte rapid, pentru că dacă voi recupera foarte rapid, nălucă avea, se va ridica de pe fundul apei. Și acum ce e important să știți, este că în proporție, așa cum spuneam și mai devreme, foarte mare, șalăul se află pe fundul apei. Șalăul este un pește de substrat, un pește care atacă în general pe fundul apei și acolo trebuie să ajungeți. Este un pește care stă în structuri sau în apropierea structurilor, stă în gropi, în apropierea pragurilor abrupte, în dreptul copacilor, în dreptul pietrelor, dar el întotdeauna îl vom găsi, sau de cele mai multe ori, în proporție de 90%, zic din experiența mea, îl voi găsi pe fundul apei. Acolo trebuie să fim și noi cu nălucă. Și acum, în momentul în care am ajuns, ziceam, pe fundul apei, voi încerca recuperări sacadate. Astea sunt cele mai des folosite de către pescarul de spinning. Ce înseamnă asta? Că năluca mea va trebui să se ridice de pe fundul apei. Foarte puțin, nu foarte mult, atenție, puțin la un 10 cm, 15 cm, poate ajunge din nou pe fundul apei, ridic din nou și de asemenea las să ajungă. Cum fac treaba asta? În momentul în care eu am recuperat și văd că firul se ridică, pleacă de pe fundul apei, el va avea o tensiune. În momentul în care eu voi opri din mulinat, atunci firul va păstra acea tensiune până ajunge pe fundul apei, din nou se va lăsa o burtă amplă. Aia înseamnă că firul a ajuns pe fundul apei. De asemenea, recuperez. La fel, mai ridic câte puțin, iar ajunge pe fundul apei. Ce vă zic este că în proporție foarte mare, atacurile vor fi în momentul în care năluca va ajunge din nou pe substrat. Adică destul de rare momentele în care năluca pleacă, dar atunci vor fi și acelea, în momentul în care năluca pleacă, practic sesizăm că doar se întinde firul, pentru că șalăul, odată ce năluca pleacă, se duce și el cu năluca și o înghite, pur și simplu. Deci el, în momentul în care eu am ridicat, vă arăt de aici, în momentul în care eu am ridicat năluca de pe substrat și șalăul îmi urmărește mie năluca, năluca pleacă în față și atunci el pleacă odată cu năluca și atunci nu voi mai simți atacul ăla brutal în lansetă, de aceea trebuie să fiți foarte atenți ca poziționarea voastră să nu fie la lansetă sau la mulinetă, ci să fiți pe fir, să vedeți orice tresărire a firului, orice ridicare bruscă, orice semnal de pe fir, aia înseamnă un atac al șalăului. Și astea sunt momente în care noi nu le sesizăm, în momentul în care nuca pleacă, el pleacă și automat burta noastră e mult mai rapidă, va fi mai amplă, aia înseamnă că șalăul a atacat. Sau, și atunci spuneam, de cele mai multe ori atacul survine în momentul în care năluca se așează pe substrat, chiar înainte să se așeze, el practic merge odată cu năluca și în momentul în care vede că năluca se așează, abia atunci o lovește și atunci simt atacul ăla în lansetă. Dar vă recomand să nu așteptați atacul în lansetă. Atacul și înțeparea trebuie să fie înainte să ajungă la lansetă. Ok, dacă o sesizați în momentul în care ajungem la lansetă, atunci, bineînțeles, trebuie să înțepăm. Și acum, poate o să fie un pas mai înainte pentru ceea ce vă învăț, trebuie să înțepați nu chiar în orice moment în care vedeți sau simțiți orice mic țap, ci în general, atacurile trebuie să ajungeți la performanța de a înțepa în momentul în care sesizați acel atac, acel atac sec, în care șalăul lovește năluca și nu o lovește doar cu botul sau doar se pune pe ea, ci pur și simplu când o lovește și când o ia în gură. Va fi mai greu, asta se va învăța din experiență. Acum, întorcându-mă la sistemul de mulinat, ce vreau să vă mai zic este că
în proporție destul de mare, eficiența nălucii va fi momentul în care voi merge în acest sistem de dinți de fier rostru, dar nu este. Voi trebuie să experimentați tot felul, în momentul în care sunteți pe mal, tot felul de, să zic așa, de moduri de a mulina. Atunci începeți cu, așa cum spuneam în prima fază, mulinări ușoare, câte jumătate de turătură, și începeți să experimentați diferite tipuri de mulinări. Poate mai rapid, două ture stop urmate din nou de o recuperare. Poate de 1, 2, 3 recuperări rapide și după aceea stop. Poate de zvâlnituri din vârful ansetei și ușoare recuperări. Ce trebuie să faceți este să încercați diferite stiluri. Pentru că mi-e greu să vă dau explicația, dar aia mă simt. Și alu are și el anumite toane. Câteodată îi place așa, câteodată îi place așa. Ce important este să le încercați. Să încercați și să recuperați foarte ușor, doar năluca să atingă apă, să fundă apă sau să zgârie fundul apă. De asemenea, când vă apropiați de mal și acolo va trebui să găsiți o strategie diferită în funcție de situații, pentru că el de multe ori poate să nu atace pur și simplu, și să încercați o bruscare mai rapidă, o recuperare mai rapidă, un stop mai lung. Recuperați una, două, trei stop și lăsați o perioadă mai lungă. De multe ori ajunge năluca, o urmărește și o atacă abia după ce pare o perioadă mai lungă. Ce în capul lui abarnă. Ăsta e un exemplu de un atac la de unul și alu. Putea să fie mic, putea să fie mare, n-avem de unde să știm. Dar se vede că sunt nălucile cu care am pescuit și vedeți și în filmări că am avut niște atacuri. N-am reușit să înțeleg, așa cum ziceam și mai devreme, practic el de multe ori vine doar și lovește năluca și nu mai face nimic. Chiar dacă o lași acolo și aștepți, nu mai se întâmplă nimic. E foarte ciudat și alu e un pește foarte ciudat de pescuit. Asemenea, vă recomand să mai experimentați tot felul de năluci pe care le aveți la dispoziție. Dacă vedeți că pe gumă nu merge, încercați refi. Ripping, rapul de la Rapala este o nălucă extraordinar de bună, nu neapărat numai culoarea asta, ci orice alte culori. Iar și culorile are o problemă, așa le trebuie să încercate, nu vă luați o singură gumă, o singură acțiune și începe. Uitați aici, uite, alt exemplu, nălucă foarte naturală. Se întâmplă de multe ori să-i convine, să nu-i convine. Acestea sunt niște Storm Wild Eye Swim Shadow, niște năluci pe care le recomand pentru pescuit, în special pentru pescuitul începătorilor. Și cum știți, emisiunile mele nu sunt adresate către pescarilor profesioniști. Eu recomand celor care de-abia învață să pescuiască la shallow și mai puțin profesioniștilor, cei care le știu pe toate. Asta e o nălucă cu care puteți începe foarte lejer. Storm Wild Eye Swim Shad, sau în general stormurile, stormul a făcut acest concept de nălucă deja gata, în care eu pot să o leg de firul ansetei și să o arunc în apă, are tot ce-i trebuie. Acum, problema apare în momentul în care avem structuri și agățături. E, acolo va trebui să fac altceva. De ce? Pentru că nu voi mai putea să pescuiesc o nălucă de genul ăsta sau de genul ăsta, în care sunt deja bait before. Cu toate că stormul aici, în momentul în care leg excentric și recuperez în pragul, este foarte eficient, pentru că el prin forma lui nu se agață în vârf, atunci îmi dă voie să trec peste diferite structuri fără să se agațe. Dar totuși, dacă sunt crengi, pietre multe, atunci e foarte riscant să pescuiești cu așa ceva, pentru că se pierd. Sau cu așa ceva, unde pot agăța imediat. Atunci pot apela la offset, și aici am un ansamblu de offset, un ac VMC foarte bun, v-am arătat și în emisiune trecută, dacă nu căutați-le, cu care pot să pescuiesc offset, să ascund practic acul în vârful nălucii, o bilă, un bilă de tip ceburașca, poate dacă ați auzit, o bilă deja pe care o pot prinde de acul respectiv, sau de la VMC vă recomand, uite, scot unul și de la mine din trusă, un stick de la VMC, niște ace speciale
pentru pescuitul în structuri și în agățături. Iarăși aici nu trebuie să știți cum se face montura, ceburașca sau așa, le puteți cumpăra by default, Mystic, diferite greutăți, diferite mărimi. Asta este una dintre ele de 14 grame, un ansamblu foarte bun cu un arc de 5x0. Sunt și alte dimensiuni, bineînțeles. Acestea vin deja din fabrică pregătite, doar trebuie să le leg de lansetă și să le pun pe noi. Acum, cred că este de ajuns pentru episodul de astăzi. Dragii mei prieteni, vă aștept și altă dată și voi încerca măsura timpului și măsura în care pot sez la pescuit pentru să facă mai multe emisiuni de acest gen și să acumulați experiențe noi, să prindeți și voi pești la fel cum prind și eu și să fiți din ce în ce mai mult. De ce nu? Numai bine, prieteni, ne vedem data următoare. Fire întinse! We know they're out there, and we know we need to find them. We target them for different reasons, but when the line tightens, we all feel the same. We feel alive. The water moves around us, and the world feels far away. We are here. We are fishing. It is a search, not just for fish, but for all things most important. For family and friends. For tradition and tranquility. For conservation and competition. All of us find what we are looking for. Yet we continue searching. We cast, and as the lure soars, our hopes soar with it. This will be the one. They tell us insanity is doing the same thing over and expecting different results. But we are not insane. The fish are still out there, and we are fishermen. We have been since we were young, and will be until we can do no more. And then, when the ice begins to freeze within us, we will make time. Thank you.